Sărbătorile la moldoveni înseamnă, întâi de toate, mese doldora de bucate. Deseori acestea nu sunt consumate într-o singură zi, iar o parte ajung la coșul de gunoi. Sunt însă și gospodine care nu admit risipa de alimente. Liuba Meșină din satul Rusești Noi, raionul Ialoveni, spune că din cauza pandemiei, la masa de Paște au fost alături doar soțul și fiica, astfel că multă mâncare a rămas neatinsă. Gospodina casei spune că unele bucate vor ajunge la congelator și vor fi folosite în alte zile. Toate produsele alimentare sunt prelucrate termic. Cred că salamul, cașcavalul, cred că vor pregăti o pizza, prăjoalele, carnea bătută, o mai pune la congelator, adică mai avem de muncă pe deal, o scoate pe urmă și o folosi. Unele bucate vor ajunge însă hrană pentru animalele din gospodărie. Parcă nu ne temem, că adică este proaspăt, este de casă, am ținut la frigider, tot la rece și nu ne este frică. Adică sălăturile, adică mă rog, nu au un termen foarte lung, le mai aruncăm la păsări. Nutriționiștii vin cu anumite sfaturi practice pentru evitarea risipei de alimente. Este foarte bine că în această perioadă, când ne orientăm la pregătirea meselor de sărbătoare, să avem grijă ca pe masă, să avem doar unul, două tipuri de feluri principale. Adică dacă suntem în familie, atunci ar trebui să gătim pe porții strict cât este necesar ca să consumăm doar noi. De asemenea, după mesele copioase, specialiștii recomandă câteva zile de detox cu supe, salate și un consum mai mare de apă plată.